10 ani, Gheorghe Avram, cel pe care toate probele îl acuză de o crimă pentru care Marcel Țundre a făcut 12 ani de închisoare, a fost trimis ieri în judecată pentru omor deosebit de grav. Anchetatorii încearcă acum să îndrepte probabil cea mai mare eroare judiciară din istoria justiției din România. Corina Belteu are informații. Corina, de ce se repară abia acum greșeala? Pentru că abia în iunie anul trecut probele ADN au arătat că el ar fi violat-o și ucis-o în 1992 pe Mioara Gherase, o fată de 14 ani dintr-o comună gorjană. La aproape un an după crimă, pentru aceste fapte, judecătorii îl condamnaseră pe Marcel Țundrea. El a fost achitat definitiv în 2009, dar nu a apucat să se bucure de verdict. A murit în 2007, răpus de boală și bătrânețe. Acum, mulți dintre cei care au avut legătură cu acest caz spun că au crezut în nevinovăția lui Țundrea, dar timpul nu mai poate fi dat înapoi. În 1992, trupul minorei Mioara Gherase a fost găsit în acest loc. Fata venise să spele rufele la râu. Polițiștii au descoperit că minora fusese violată și omorâtă. Un an mai târziu, Marcel Țundrea primea pedeapsa de 25 de ani de închisoare pentru violul și omorul fetei. Acum rudele adolescente îi spun că știau că altul era criminalul. Ați crezut vreodată că Avram ar fi omorât-o pe sora dumneavoastră? Da, și chiar dacă aș fi spus, m-ar fi crezut nebună. Ala din Comănești, Avram. Avram. Da. Știați? Știam de mult. Familia fetei nu a fost singura care credea în vinovăția lui Avram. Chiar Țundrea a început să-l bănuiască după ce cei doi s-au întâlnit în închisoare. La această atenție a concurat portretul făcut în timpul procesului inițial de către un martor și a spus brunet cu mustață și înalt și corespundea descrierii cu Avram. Convins că nu Țundrea este autorul crimei, era și unul dintre polițiștii care l-a închetat. În 1986-87 eu l-am mai audiat pe acest Avram într-o altă cauză de viol. Mă rog, și știam că el e puțin, nu recunoaște fapta și puțin mai dur așa. Am spus de atunci și am menționat și mi-am dat seama că se merge pe pistă greșită. Singura care mai crede în nevinovăția lui Gheorghe Avram este fosta lui soție. Nu credeați în stare? De așa ceva nu credeam în stare. Nu era cu mine pe vremea aia, chiar nu are legătură cu mine. Acum Avram va răspunde în fața legii pentru omor deosebit de grav. Sub acuzare e pus și procurorul Ion Diaconescu, cel care l-a anchetat pe Marcel Țundrea. Încă un dosar